Bun găsit, dragi telespectatori! În episodul de față ne propunem a aborda, sau cum îmi place mie adesea și sunt determinat să menționez, ne propunem a survola o, o răspunsul la o întrebare colosală prin grandoare și complexitate. Este vorba de întrebarea Cine este Isus? Această întrebare implică un răspuns practic inepuizabil, Așa că vom continua și în veșnicie să ne bucurăm de noi și noi completări ale răspunsului la această întrebare. Vom fi binecuvântați prin harul și îndurarea Domnului să descoperim mereu și mereu, din eon în eon, noi valențe ale minunatului nostru mântuitor, al cărui nume îl glorificăm. În orice caz, explorarea ființei divinității a fost, este și va rămâne aventura aventurilor, pentru că persoana investigată are atât de multe calități minunate și îmbucurătoare să ne descopere. În ceea ce privește căutarea răspunsului la întrebarea noastră, este sugestivă discuția dintre Sfântul Augustin și un copilaș în vremea în care Marele Teolog tocmai începuse să scrie un tratat despre Dumnezeu. Se spune că Augustin se plimba pe malul mării și a văzut un copilaș care cu o scoică aducea apă din mare cu mare spor într-o gropiță pe care o să pase în nisipul plajei. Când Augustin l-a întrebat pe copil asupra ceea ce făcea, acea, acesta i-ar fi răspuns, mut mare în groapa mea. Și paralela sau similitudinea credem că o putem înțelege fiecare. A căutat să-l cuprins pe Dumnezeu un gânduri și în limbaj omenesc, este similară încercării copilașului de a muta marea în gropița de pe plajă. Totuși, este legitim și necesar să căutăm răspunsul la această întrebare, după cum însuși Isus ne-a ajutat să aflăm acest lucru din Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetele 13 și 15, din care cităm. Isus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că e Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Iremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Încheia citatul. Iată așadar că însuși marele învățător ne încurajează să ne propunem uh, Răspunsul la această întrebare prin faptul că el însuși a inițiat, vis-a-vis -vis de ucenici, căutarea acestui răspuns. Este mișcător și înduioșător să constatăm că lui Isus îi pasă de opinia și de convingerea noastră a unor ființe atât de limitate cu privire la propria lui persoană. Întrebarea cine este Isus are evident două moduri de abordare. Obiectiv prin prisma realității obiective și subiectiv prin prisma cunoștințelor și a experiențelor umane individuale limitate. Dar ea rămâne pentru orice om întrebarea întrebărilor. Aceasta pentru că, în funcție de răspunsul pe care îl vom da aceste întrebări, respectiv în funcție de convingerea intimă la care ajungem cu privire la Isus, vom fi mântuiți sau pierduți vom putea avea fericire sau nefericire atât temporară cât și eternă. În Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3, scrie, citat, Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu încheiat citatul trebuie să facem observația din capul locului că percepția noastră despre realitate nu schimbă și nu afectează cu nimic realitatea obiectivă. Domnul Isus Hristos este și va rămâne neschimbat, indiferent de opiniile și de convingerile pe care le nutresc oamenii față de El. Unii oameni spun că Isus a fost doar un simplu om care a fost aureolat cu un veșmânt supranatural, imaginar, de către ucenicii săi. Alții văd în Isus doar un mare filozof, Alții un socialist sau chiar, după unii, un prim comunist. Alții spun că a fost un filantrop de o factură deosebită. Alți oameni susțin că a fost doar un mit și multe alte opinii și păreri. Dar ce importanță pot avea opiniile oamenilor față de adevărul obiectiv, față de cine este, de fapt, Isus Hristos. Noi oamenii nu ne putem dăuna de decât nouă înșine dacă nu căutăm să adoptăm un răspuns corect, adecvat, la această mare și supremă întrebare. Apostolul Pavel, accentuând inestimabila valoare a cunoașterii lui Hristos, a spus în Filipeni 10, 7 și 8, citat, Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Încheia citatul. Iată miza răspunsului pe care fiecare dintre noi, în mod personal, trebuie să-l dăm lui Dumnezeu și propriei noastre conștiințe vis a -vis de întrebarea cine este Isus. Însă și câștigarea sau pierderea Mântuitorului. De altfel, după ce ajungem să-L cunoaștem pe Isus, atât cât putem să-L cunoaștem, vom vedea că El nu este și nici nu trebuie să fie doar obiect al întrebărilor noastre, cât mai ales să fie răspunsul cu er mare la toate problemele și nelămuririle noastre. Dumnezeu nu este doar un obiect al cunoașterii umane, ci El face posibilă cunoașterea. În această cauză, în căutarea răspunsului cu privire la cine este Isus, este necesar să nu avem o atitudine de cercetare bazată doar pe curiozitate, ci pe dorința de ascultare, de disponibilitate și de supunere față de voința ființei supreme. Însuși Isus, pe când era pe pământ, a spus în Ioan 7 cu 17, citat, dacă vrea cineva să facă voia lui, se subînțelege a lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască, încheia citatul. Cu alte cuvinte, dacă cineva din dorința sinceră de a se supune voinței divine, dorește să dobândească răspunsul corect la întrebarea cu privire la Isus, va ajunge să cunoască, altfel nu. Nu vom ajunge la niciun rezultat dacă vom fi animați de dorința cunoașterii ca scop în sine și eventual chiar cu scopul de a ne mândri cu acest tip de cunoaștere. În câteva versuri originale, permiteți-mi să prezint aspecte privind importanța cunoașterii lui Hristos. Trăim cu toții vremuri ce spline de mister. Lumini, dar și întuneric trec pe al conștiinței cer. Și omul se întreabă, e adevăr sau mit că lumea o salvează Iisus cel răstignit? Ființa ce suscită atâta interes, problema ce vizează întregul univers. Da, noi trăim momentul când criza e profundă, când sensul existenței mulți oameni îl confundă, dar tot mai mulți se îndreaptă cu teamă și uimire spre a cărții sfintei taine ce gata de împlinire sub ochii tuturora, spre a fi de mărturie că timpul de trezire și de credință vie. Noi toți avem în față Sfântul Avertisment, Isus Hristos, el este supremul argument ce în veșnicie stava precum și în prezent în fața tuturora. El e suficient. Prin el cel viu răspunde oricărei întrebări și la nelămurirea ivită în cercetări. Ce știi despre Hristos? Legitima întrebare ți se adresează ție, ce ești în căutare. Cine a fost Hristos? Trăiește? Ce a făcut? Sunt întrebări cei bine să-ți pui chiar la început, tu i-ai primit chemarea, dar mântuirea e sfântă, problema veșniciei viața îți frământă, problema veșniciei viața ne frământă. Se încheie aici poezioara originală la care am simțit că trebuie să fac referire. Este așadar extrem de important să avem răspunsul corect cu privire la Isus, dacă dorim să nu fi trăit în zadar pe acest pământ. Ce folos ar fi să cunoaștem multe dacă nu cunoaștem ceea ce trebuie? În căutarea noastră putem fi încurajați de faptul că atâția oameni, începând cu primii creștini, care și-au pus întrebarea cu privire la identitatea lui Isus, pentru că și-au pus-o cu seriozitate, sinceritate și stăruință și cu umilință, au avut harul să primească răspunsul după care au tânjit. De fapt, Adevărul este că însuși sus bate la ușa inimilor noastre și dorește să ni se facă cunoscut. În Apocalipsa 3 cu 20, Mântuitorul a spus, citat, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, încheiat citatul. Se pune întrebarea, dacă dorim să venim în întâmpinarea dorinței lui Isus de a ni se face cunoscut, dacă dorim cu adevărat să-l cunoaștem pe El și să ne lăsăm găsiți de El, Dumnezeu să ne ajute să fim uh, pregătiți pentru așa ceva. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 24, partea B și versetul 25, Domnul Isus le spune contemporanilor Săi următoarele cuvinte, citat. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cine ești tu? I-au zis ei, interlocutorii evrei. Iisus le-a răspuns, ceea ce de la început vă spun că sunt. Încheia citatul. Ce lucru interesant. Contemporanii lui Iisus doreau și ei să afle identitatea ciudatului învățător galilean, dar atenție, nu cu gânduri curate după cum, va rezulta, după cum rezultă din textul sacru. Atunci când dorim să ne edificăm asupra unei persoane, să o cunoaștem, este natural și benefic să aflăm mai întâi părerea acelei persoane despre sine și abia apoi să cunoaștem și opiniile altor persoane, preferabil în ordinea în care acestea l-au cunoscut pe cel investigat. Acest principiu trebuie aplicat cu atât mai mult când este vorba de cunoașterea lui Isus. Fericit este cel care își face rost de timp și de liniște în inimă și minte spre a-i adresa lui Isus Hristos în mod direct și nemijlocit întrebarea Cine ești tu, Iisuse, pentru mine? Suntem siguri că cel care a promis că cine caută găsește, cine cere capătă și celui ce bate îi se deschide, își va respecta promisiunea și va răspunde la întrebare iar răspunsul va fi clar și hotărât în conformitate și prin intermediul Sfintelor Scripturi. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, care m-am coborât din cer să te scap din păcat și pierzare, în conformitate cu Ioan 10, cu 36. Sau, Domnul îți va spune, îmi va spune, eu sunt calea, adevărul și viața, pentru că tu să nu mai rătăcești pe cărările filozofiilor și religiilor lumii, conform cu Ioan 14, cu 6. Sau, eu sunt lumina lumii, pentru că cel ce mă urmează pe mine să nu mai umble în întuneric, ci să aibă cunoaștere, să aibă lumină asupra problemelor vieții și ale morții, cum se arată în Ioan 8 cu 12. Acel cec în alb, eu sunt, din Exodul 3 cu 14, Dumnezeu l-a completat și îl completează în cursul vremurilor de plin în numele Isus, întrucât acest nume, Isus, Iehoșua, înseamnă Iahve este mântuitorul sau eu sunt mântuitorul. Iudeii religioși, care nu se dovedeau nici pe departe și drept credincioși, l-au interpelat pe Isus în mod viclean asupra identității sale, pentru a-l putea învinui ulterior și nu pentru a se supune adevărului revelat. Aceasta pentru că țineau mai mult la ei înșiși, la religia și la tradițiile lor, decât la adevăr, decât la Hristos, cât de departe se situează acest tip de atitudine, de atitudinea Apostolului Pavel care a spus în 2 Corinteni 4, 5, 4 capitolul 4, versetul 5, citat, noi nu ne propăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus, încheiat citatul. Deci Apostolul Pavel a spus, nu noi, nu eu, ci Hristos. Dacă suntem gata și noi să facem acest lucru, va fi benefic sufletelor noastre. Degeaba va crede cineva într-un Isus abordat subiectiv, dar nebiblic, că nu-i va folosi la nimic. Un Isus raționalizat pentru a încăpea în rațiunea umană limitată. Un Isus modernizat pentru a da dovadă de corectitudine politică, care este acum la modă. Un Isus blând și inofensiv, care face numai bine și nu pedepsește păcatul. Și multe alte variante deformate despre Isus nu reprezintă adevărul și nu sunt măsură să reprezinte soluția salvatoare pentru starea decăzută a individului și a societății. Trebuie să credem într-un Isus așa cum El însuși s-a prezentat în Evanghelii și așa cum este El prezentat de altfel în întreaga Sfântă Scriptură. Cineva a spus, atât de frumos și potrivit, Isus este centrul și circunferința Sfintelor Scripturi. Cu alte cuvinte, Isus poate fi regăsit în toate secțiunile Sfintelor Scripturi, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Așa că înainte de a ne întoarce, a ne reîntoarce la ceea ce spun Evangheliile despre Isus, vom face o foarte scurtă, sumară incursiune în întreaga Biblie, împărțită din interes pedagogic în cinci secțiuni mari, pentru a vedea cum e prezentat Isus în toate acestea. Vechiul Testament, Isus în profeție, are mesajul central, iată-l că vine. Evangheliile pot să fie supranumite Isus în istorie. Are mesajul central, iată-l că moare. Dacă suntem atenți, două treimi din conținutul Evangheliilor se referă la moartea Domnului Isus. Faptele apostolilor poate fi supranumită Isus în biserică și are mesajul central, iată-l că trăiește, biserica fiind una dintre dovezile monumentale ale învierii lui Hristos. Epistolele Iisus în experiență omenească și are mesajul, iată-l că mântuiește, oriunde au ajuns, a ajuns Evanghelia, oamenii au fost mântuiți. Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, Iisus în gloria viitoare cu mesajul central, iată-l că domnește. Nu e așa că este impresionant modul în care Iisus este prezentat în Sfintele Scripturi, dar să revenim la modul în care uh, El este prezentat în cele patru Evanghelii. Evangheliile sunt considerate cele mai importante părți ale Bibliei pentru că acestea îl prezintă pe Iisus în istorie, așa cum spuneam, în nașterea, viața și activitatea lui terestră. Cărțile care precede Evangheliile, cărțile Vechiului Testament, sunt anticipa anticipative, iar cele care succede Evangheliile, faptele apostolilor și epistolele, sunt explicative pentru Isus, eroul celor patru Evanghelii. Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, îl prezintă în cea mai mare parte, după cum s-a spus deja, pe Iisus în gloria viitoare, prezentându-l în esență sub profilul de judecător și domn. Evangheliile sunt documente istorice, fiind probate sub acest aspect și trecând cu brio toate testele de autenticitate. În ele, Evangeliștii n-au intenționat să prezinte toate amănuntele vieții lui Isus, ci ca niște scritori impresioniști, dar că l zis de Duhul Sfânt, au pus accentul pe anumite fapte și învățături menite al prezenta pe Isus într-un mod particular și totuși complementar. Aceasta. Pentru că personalitatea lui Isus era și este atât de complexă încât nu a putut fi surprinsă de către un singur biograf personal, ci s-a impus a fi patru astfel de biografi. Așa că, cu atenție și stăruință, vom putea descoperi în cele patru Evanghelii patru portrete distincte, pictate în cuvinte, patru fotografii ale iubitului nostru mântuitor. Fiecare dintre acestea redau aspecte caracteristice din fizionomia și personalitatea și lucrarea lui Isus. Ținta urmărită de Duhul Sfânt, adevăratul autor al Evangeliilor, era, așa cum scrie în Evanghelia după Ioan 20, versetele 30 și 31, citat: Și lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi. Să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui, încheia citatul. Deși sunt și descrieri similare sau aproape identice în primele trei Evanghelii, denumite din acest motiv Evanghelii sinoptice, totuși prin terminologie și accentuările specifice făcute, cele patru biografii ale lui Isus își prezintă eroul în patru portrete sau profile complementare după cum urmează. Și noi am avut uh, o emisiune pe această temă la răspunsul pentru viață. Matei îl prezintă ca împăratul mesianic, deci ca împărat. Marcu, slujitorul sau robul Domnului. Luca îl prezintă ca fiul al omului sau ca om desăvârșit. Iar Ioan, cea de-a patra evanghelie, ca pe fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Așadar, Prezentat în sintagme mai scurte, Iisus este prezentat în cele patru evanghelii în ordine, după cum urmează, împărat, rob, om și Dumnezeu. Ce personalitate complexă care a încorporat profile sau poziții aparent incompatibile, împărat și rob în același timp, respectiv om și Dumnezeu. Și totuși, acesta a fost și acesta este Mântuitorul nostru, fie binecuvântat în veci numele. Avem nevoie de toate cele patru prezentări ale evangeliștilor pentru a întregi adevărul cu privire la Isus. Ca împărat, Isus a venit să domnească, ca slujitor sau rob, Isus a venit să slujească și să sufere, ca fiu al omului, a venit pentru a ne fi părtași, pentru a se identifica cu noi, arătându-ne modelul de săvârșit de om și în sfârșit ca fiu al lui Dumnezeu, Iisus a venit să ne-l pe Tatăl Ceresc, să ne mântuiască și să ne ajute să ne întoarcem acasă la locuința noastră eternă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dorim să vă spunem în continuare, avem nevoie de întrebările dumneavoastră. Vă rugăm să ne scrieți la adresa și telefonul și e-mailul indicate pe ecran pentru că suntem interesați să răspundem la întrebările dumneavoastră sincere. Ne bucurăm să ne contactați în acest mod și în felul acesta să putem să avem un dialog chiar și în această formă, pentru a putea să vă fim cât e cu putință de folos. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit.